de dumneavoastră? Erau două variante, să se admită sau să se respingă. Veți da declarații în fața... Voi da declarații, desigur. Ce altă cale veți alege acum? Se mai poate să faceți ceva? Da. Păi, toate aceste recuzări merg în fața procurorilor DNA. Așa cum pe mine mă acuză DNA-ul că în calitate de șeful instituției, cei din subordinea mea făceau numai ce vroiam eu sau în considerarea persoanei mele, la fel pot să mă gândesc și eu că toți cei din DNA vor analiza cererile mele în considerarea șefei instituției. Deci n-am nicio șansă, așa că dau declarații în fața procurorului. Doamna Odrea, deci de unde știți dumneavoastră că Alina Gorghiu a fost la DNA și a intrat pe o altă intrare decât cea de la dumneavoastră, din presă. Dumneavoastră ați scris la vremea aceea, toată lumea, cei care au curaj să spună, au spus că doamna Gorghiu a fost chemată pe ușa laterală, nu pe aici, pe unde filmați noastră cu cătușele, pe cei care trebuie filmați cu cătușele. De ce credeți că se face așa? Pentru că este o discriminare. Unii sunt executați public, scoși prin față aici cu cătușe, filmați. Dacă vă uitați pe internet când dați imagine Elena Udrea, cele mai multe poze sunt cu mine cu cătușe. Odată ce te-a filmat și a dat presa în continuu sute de zile la televizor cătușe la mâini, în fața, cel puțin în fața opiniei publice, dar și în fața magistraților, greu mai poți să ai o șansă să-ți dovedești nevinovăția, pentru că funcționează automat, te judecă automat după imagine pe care le văd. Deci oamenii oricum te condamnă, te judecă, iar judecătorii și ei sunt tot oameni și sunt influențați de dezbaterile publice. Dar v-a așteptat să fiți reținută? Veți petrece noaptea? Da, m-a speriat vreodată gândul că mă sperie. Înțeleg că îmi pregătiseră și o cameră la arest. Data trecută a fost la fel, păi de la apăr la televizor acum. Data trecută a fost la fel și data trecută, atunci când am ajuns în cameră, colegele de cameră mi-au spus că de o săptămână se lucra la camera respectivă. Deci toată lumea știa că voi fi arestată. Numai eu credeam că mai am o șansă să mă opun unei arestări care era deja de mult decisă. Ce procurori de la DNA sunt prieteni cu domnul Buzoian? Nu, asta o să vedem cine e prietenul domnului Buzoian. Dar aveți cunoștință despre astfel de lucruri, de astfel de prieteni? Despre excursii pe care un procuror le-a făcut împreună cu omul de afaceri? Cineva din anturajul foarte apropiat al domnului Buzeanu a povestit, și cu siguranță lucrurile astea se vor putea și demonstra, a povestit că la masa domnului Buzeanu pe Coasta de Azur, cu ani în urmă, veneau și își petreceau vacanțele și stăteau deci cu dânsul la masă procurorii din DNA, din România. Pe la altă structură de